L-a mâncat de smeură. Ce frumos e. Dulce. Cocăză avem aici. Tare greu focalizează telefonul. Sănătate. Curată. Lavandă. Numai ca asta nu o putem mânca. Avem câteva tufe de cocoză aici. O crescut foarte mare. S-o îndesa destul de tare. O cocoză roșie, struguraș. Numai bunătăți avem aici. Scopți bine. Că-s duș de numai. Aici avem și afine. Și astea sunt foarte bune. La grijă iară. Mă, astea parcă nu sunt chiar așa copte. Ar mai trebui un pic. Numai bunătăți mâncăm în seara asta. Ce bine arată. Acum văd cam fac în ciudă. Poftă. Ce să facem? Pe această tufă urmează să se cocă. Sunt destul de multe pe ea. Alune iară. Crescut foarte mare și ăsta. Să văd dacă... Hai, telefon, focalizează. Avem aici ce să mâncăm. Bunătăți din grădină. Numai vitamine. Foarte bune și sănătoase. Aici zmeură. Zmeură, zmeură, zmeură. Cât cuprinde. Acum am mâncat destul de mult din ea. Când vinim aici la solarii, tot ciugulim din zmeură. Aici solariile. Să intru și până în solar să vă arăt dacă tot sunt aici. Trebuie să ne apucăm la tăiat iarba aici, cu crescut de numai, după ploi. Gogoșarii și ardeii capia. Oho, ce mușuroi avem aici acum, îl văd.
Aoleu. Asta când s-o mai făcut oare? Ieri am avut de muncă aici, dar nu a fost, acum văd că a apărut. Interesant. Cam așa arată, în stânga sunt roșii. Ma, este s-o pus mai târziu un pic. Trebuie să se coacă și ăsta. Cam atât. Tare mare iarba aici. Să ne apucăm neapărat la tăiat. Tractorașul urmează să spălăm și ăsta. Cred că săptămâna asta ce vine. Să fac și o filmare probabil când ne apucăm să-l curățăm. După apa ce-o fost, trebuie spăla și ăsta. Că-i plin de mizerie. Cam atât pentru acest clip. Vă așteptăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Ferma Andreiuș. Și să ne urmăriți pe pagina noastră de Facebook, Ferma Andreiuș. V-am salutat!